Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi da 5 pronosticuri din UEFA Europa League. În primul meci este vorba despre CFR Cluj cu CSKA Sofia. În prima manșă, CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața bulgarilor. Săptămâna trecută, clujenii au avut un meci destul de bun în fața Romei, însă aceștia au pierdut. În weekend au avut o prestație foarte proastă în fața celor de la Poli Iași, în care au pierdut meciul cu scorul de 1-0. Ultimile rezultate arată foarte rău pentru clujeni, însă în Europa League se știe că mereu au fost altă echipă, au altă motivație, timp ce bulgarii sunt o formație proaspăt revenită în Europa League, de la care fanii au foarte mari așteptări, însă nu au oferit rezultatele pe așteptările fanilor, aceștia nereușind să câștige niciun meci. Cu o cotă de 1,70, pronosticul meu pentru acest meci este că clujenii se vor impune, deoarece în Europa League au dovedit mereu că sunt o echipă mare și o echipă dornică de rezultate. Următorul meci este AC Milan cu Celtic Glasgow. AC Milan traversează o perioadă foarte bună, aceștia reușind să fie neînvinși în campionat. În Europa League au avut două rezultate sub așteptări cu Lille, însă după aceea au revenit în campionat cu o victorie în fața Fiorentinei, fapt care arată că aceștia se descurcă destul de bine și fără Zlatan Ibrahimovic. Celtic Glasgow nu traversează în tocmai cea mai bună perioadă. Aceștia au suferit în ultimele două meciuri două înfrângeri cu 4-1 în fața celor de la Sparta Praga, ne arătând aceeași dorință de joc în care aceștia au reușit să ia titluri și să țină piept tuturor adversarilor în Europa League, însă nu au trecut de grupe. Cu o cotă de 1,73, pronosticul meu pentru acest meci este că AC Milan se vor impune și că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. Următorul meci este Roma cu Young Boys. Roma a suferit o înfrângere usturătoare cu Napoli în campionat cu scor 5-1, însă în ultimele două etape de Europa League cu CFR Cluj au reușit să se impună, odată cu 5-0, odată cu 2-0, aceștia arătând că sunt o echipă mare și o echipă care poate marca mult. Young Boys Berna au fost învinși în tur de către romani cu scorul de 2-1, un meci foarte bun făcut de către cei de la Young Boys, au reușit să le țină piept mai bine de o repriză celor de la Roma. Însă, în acest meci, eu nu cred că romanii se vor încurca, deoarece vor să spere rușina suferită în weekend. Cu cotă de 1.50, pronosticul meu pentru acest meci este că Roma se va impune la pauză sau la final. Următorul meci este dintre Sivasspor și Villarreal. Sivasspor este o echipă din Turcia, care nu traversează în tocmai cea mai bună perioadă în campionat, aceștia clasându-se pe locul 16. În Europa League aceștia au în ultimele două meciuri două victorii cu ultima clasată din grupă. Nu au arătat prestații solide în această stagiune de Europa League. Villarreal trece într-o formă foarte bună în campionat, aceștia clasându-se pe locul 2. Au avut o stagiune excelentă de Europa League. Cu cotă de 1,75, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. Arsenal cu Rapid Viena se anunță a fi un meci interesant. Arsenal a suferit în weekend o înfrângere cu Wolverhampton, scor 2-1, însă în ultimele meciuri de Europa League nu au reușit să se încurce cu nimeni. Aceștia fiind neînvinși, Rapid Viena este o echipă care a arătat prestații solide în ultimele meciuri, aceștia reușind să se impună în ultimele două meciuri de Europa League, arătând că sunt o echipă foarte solidă. Cu o cotă de 1.45, pronosticul meu pentru acest meci este că Arsenal se va impune. Acesta a fost videoclipul. M-ați ajutat enorm cu un like, un share și un subscribe. Rămâne pe data viitoare. Pa, pa!